În acest sfârșit de săptămână, 60 de artiști tatuatori de pe 3 continente vor sta la dispoziția amatorilor de tatuaje în cadrul convenției de la Sibiu. Avem expozanți din toată lumea, din 18 țări, 3 continente. Fiecare artist este specializat pe un anumit stil de tatuaj. Unii lucrează tradițional, ca și acum 1000 de ani în Noua Zeelandă, alții lucrează fotorealism, alții au un stil clasic. Tatuajele care le vedeați pe timpul la marinari și care sunt la modă și se poartă și în zilele noastre, astfel încât nu veți găsi două standuri la fel. Fiecare artist are o expoziție proprie de lucrări făcute în portofoliu pe care le expune, adică fotografii, desene, picturi. Pe parcursul evenimentului vor avea loc și seminarii care vor informa publicul larg care sunt riscurile sociale și cum viața unui om poate fi schimbată de un tatuaj, mai ales că acesta rămâne toată viața pe piele. Seminarii în care unele sunt pentru artiști, în care sunt descrise tehnici de tatuaj, tehnici care se regăsesc în pictura clasică, alte seminarii sunt pentru cei care poate nu își doresc un tatuaj, însă au curiozitatea să știe ce presupune treaba asta, ce anume implică ca și riscuri, ca și consecințe în viață. Cei mai mulți artiști vin din Germania. Transilvania Tattoo Expo va premia cea mai mare lucrare realizată, dar și cea mai originală.